au povestit de-a lungul întregii zile. Opa, a căzut domnule Cheptac, e semn rău? Rău? Deci după ce s-au spart ouăle, s-au spart și sticla. Domnule Cheptac, da. Mesajul care... Aveam o datorie personal, eu față dumnealui încă de 10 ani în urmă și i-am întors. În felul acesta, dar de fapt este un mesaj din partea tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Cred că va fi un 60-40 dur pentru Dodon, n-a avut curajul să recunoască înfrângerea, poate mai rău pentru el, dar de mult era timpul să scăpăm de el, să ne spălăm de el. Și el a fost în politică și l-am văzut în toți acești ani, numai datorită lui Plahotniuc. Nu era Plahotniuc, nu era nici Dodon. Dar astăzi este un moment al adevărului când lucrurile s-au așezat la locul lor și asta este tot ceea ce merită. Iar ideea nu mi-aparține, ideea este a unor cetățeni de-ai noștri de la Frankfurt, care pe melodia lui Emilian Crețu, Durdon Papa, extraordinară și foarte binevenită în acest sens, au avut această inspirație să simbolizeze în acest mod cum ne-l-a rămas bun de la tot ceea ce am trăit în ultimii 30 de ani. Hoții, corupție, aranjamente pe sub masă, politică făcută în mod murdar. Deci, s-a deconectat lumina aici la sediul PSRM, trebuie să precizăm. Da, în întuneric să-mi dule chetă. Acum 4 ani Dodon și-a permis să-i spună domnului Bodnaru, țin minte, beți ceai nedeorgăitezi. Iată că bumerangul s-a întors. Cred că și ceaiul acum mai stă în gât, dacă mai este pe undeva pe aici și n-a fugit de tot. A ajuns să ne amenințe că ne dă la bot, a ajuns să declare război propriului popor, a ajuns astăzi să facă fake-uri, precum că se plătesc oameni, se plătesc câte 50 de euro, 50 de lire cetățenilor din diaspora, a ajuns până la chestiunea jalnică cu bomba în sediul din secția de votare din Frankfurt. Toată Comisia Electorală Centrală trebuie să-și dea demisia mâine dimineață la prima oră pentru modul dezastros în care a administrat alegerile, pentru faptul că zeci de mii de oameni n-au putut vota. Și prima chestiune care trebuie rezolvată este organizarea corectă a alegerilor de acum încolo, peste tot. În așa fel încât fiecare cetățean al Moldovei se poate vota oriunde s-ar afla. Și asta să fie puterea cetățenilor, votul. Să se termine odată cu amenințările, cu toate lucrurile murdare care le-am auzit atâția și atâția ani la rând. Dar dumneavoastră ați creat cadoul sau ați spus că ideea aparține celor din diaspora, i-am văzut, din Frankfurt? Deci eram la sediul partidului, respectiv așteptam ora nouă, ne uitam la prezență, 1.630.000. Respectiv, cu 10 minute înainte să se termine procesul de vot în Moldova, am văzut mai multe video de-a lungul zilei și l-am văzut și pe acesta, unde băieții... Vedem și pe Anglică Neagră. Păi, am văzut primul, au fost câteva video. Unul a fost cum băieții au venit cu acest... cu această pungă și respectiv pe Anglică Neagră și Rama. Când au venit ei de dimineață la secția de votare, la Frankfurt, după aceea am mai văzut spre seara acum un alt video unde ei chiar au filmat un fel de clip acolo pe melodia lui Emilian Crețu. Și am spus că asta este simbolul acestor alegeri. Dar cum ați reușit să intrați? Pentru că e foarte mult paz. S-au împrăștiat toți, au fugit. Dar vedem că și lumina este deconectată. Eu din ce am văzut acolo au aterizat niște avioane de la Moscova. Acum, ce informații aveți despre acest? Ori fuge ca și Plahotniuc, ori i-au venit întăriri pentru a se pregăti de ce vrea să facă în Parlament. Din câte văd, s-ar putea să vrea în 2-3 zile să devină repede prim-ministru. Ați văzut că nici n-am mai spus că este președinte, că a fost președinte, că urmează să mai fie președinte. S-ar putea să-și dea repede demisia, Zinaida Greceanu să-l propună prim-ministru ca interimar și în 3 zile să ne pomenim cu el la guvern. Asta nu știe să piardă și să recunoască. Este un avion care a aterizat la Chișinău, venit din Federația Rusă. Când? Privat. Astăzi? Acum câteva minute. Dar ce informații aveți despre acest avion? Nu știu dacă suntem live, noi cei de la TV8, dar vreau să aflăm detalii. Aceste alegeri au fost organizate nu de Dodon și stafful său. Ei au crezut că vor învinge pe baza ajutorului primit din Federația Rusă. FSB-ul și cu SVR-ul lui Narășkin și Putin au fost aceia care au desfășurat aceste alegeri. Și au ieșuat într-un mod lamentabil. Luați toate ziarele lui Dodon, ei ne vorbeau despre revoluție organizată de americani imediat după alegeri. Declarații oficiale ale serviciilor secrete ale Federației Ruse. Iată că totul s-a dat peste cap.
Dar v-ați gândit vreodată că o să faceți astfel de declarații de aici, chiar de la sediul PSRM? Pentru că noi, jurnaliștii, cumva am rămas surprins de prezența dumneavoastră aici. Păi, în primul rând, eu am văzut live că dumneavoastră nu aveți posibilitatea să intrați. Da. Am urmărit chiar la ora 9. Alo? Și ziceam că indiferent, reușesc să intru, nu reușesc să intru, vin cu acest cadou din partea diasporei și din partea tuturor cetățenilor Republicii Moldova, conștienți, activi, care astăzi au spus adio celor 30 de ani de hoție, corupție, bătaie de joc, manipulare, minciuni și toate celelalte. Trebuie și să recunoaștem că așteptăm mai întâi rezultatele de la CEC, da. Rezultatele, cineva... mă cert, sunt defavorabile lui Dodon, că dacă erau favorabile, altceva cânta și nu stingea lumina. Iată, va lungă de aici, de la sediu, vedem că... Noi nu avem nicio problemă, am venit, am dat ce am avut de dat și plecăm, nu vrem să ocupăm nimic. Dar am vrut să ne spuneți, cum comentați votul din diasporă? Extraordinar, așa să fie de fiecare dată. Și atunci Moldova are șansa de a fi cum este România, cum Cehia, Polonia, țările baltice, așa cum trebuie să fim, de fapt, cum ar fi trebuit să fim de mult. Tot timpul așa trebuie să facă, tot timpul. Ia vrut. S-a zis la bătaie. Îndemnată de aici să plece.